Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la Reghin Exclusiv. Domnul profesor Alexandru Mesaroș este invitatul nostru de astăzi. Un nume care nu mai are nevoie de prezentare în rândul sportivilor din zona Reghin. Mulți vă cunosc activitatea, cariera profesională, cea de performanță, însă sigur și ca profesor la catedră v-au trecut prin față foarte mulți tineri. Domnul profesor, haideți să povestim cum ați ales să intrați în această lume a sportului. Am intrat în lumea sportului la vârsta de 6 ani, înscriindu-mă la secția de not a Clubului Sportiv Școlar Târgu Mureș. După 2 ani de zile am trecut la gimnastic, unde am activat 6 ani, până la vârsta de 14 ani, da? Și datorită unei boli a trebuit să renunț la gimnastic, care e un sport foarte, foarte obositor, și am trecut la basket, tot la CSS. După care la liceu Papiu, profesorul Ehedi a zis că neapărat trebuie să facem o echipă de divizie la volei. Și mi-a interzis să mai particip la basket, la clubul sportiv, și m-a selecționat pentru echipa liceului. După liceu am dat admitere la București, la IEFS București, și am intrat cu bursă, unde am specializat anul 1, 2 și anii precedenți în liceu și în școala generală în schi. Mi-a plăcut și am ales specializarea schi. Se putea opta? Da. Erau opțiuni, erau studenți care nu puteau să obțină aproape nicio specializare, nu erau dotați pentru un sport anume. Printre sporturile, specializările care erau cele mai greu de obținut era schiul. Și da, se puteau opta. Aveam de ales între bole, not și schi. Mi-a plăcut muntele. După care, la repartiție, am ales școala generală numărul 8 Toplița cu program special de schi. Acolo am devenit învățător. De ce spun asta? Că erau clasa 1 cu program de schi, aveau 6 ani. Mai era clasa 2 și a 3-a. Și zic, mamă, am ajuns învățător. A fost o perioadă foarte grea, că nu eram obișnuit să predau la copiii ăștia de 6, 7, 8 ani. E o mare diferență să vorbești unui copil de 6 ani sau unui adolescent, unui tânăr. Da, mai mult trebuie să te joci cu ei. Nu? Și după ce au crescut ăștia, i-am dus pe la concursuri și am trecut cu ei la Clubul Sportiv Școlar Toplița, și am dus până clasa 10-a și cu rezultate foarte bune, campioni naționale. Unii dintre ei s-au făcut antrenori, vreo 7. Chiar campionul național este acum director la un liceu din Odorhei și învață pe copii din Odorhei să scheze. Vreo 2 antrenori în Toplița și vreo 2 în Canada, care profesează în schi. După 8 ani de schi, mi-a zis directorul că schiul este prea scump, ai rupt anul ăsta, în iarna asta 7 perechi de schiuri, ești singur la specializare, la catedră de schi alpin, trebuie să treci neapărat la volei, pentru că și colegul tău este singur la volei
Și tu ai și specializarea a doua. Între timp luasem și a doua specializare. Așa am ajuns la volei. La CSS Toplița. Acolo am avut la început echipa de fete junioare care s-au care au ajuns și ele unele dintre ele profesoare de volei. Una dintre ele chiar e directoarea Clubului Sportiv Școlar Toplița. Benedek Mirela, noi ziceam Bombi. Mai este... am trecut la băieți. E mai ușor de lucrat cu băieți. Da? De ce oare? Fetele sunt mai... Sensibile? Sensibile, mai... Se iscă o grămadă de... Poate nu sunt la fel de disciplinate? Da. Se ceartă între ele, nu se ajută, sunt geloase. Interesant ce spune. La băieți a fost, zic, mai ușor. Toată lumea lucra, vrea neapărat să joace duminică. Dacă nu lucrau, atunci se vedea regresul sau lipsa de antrenament, drept pentru care nu aveam probleme cu implicarea lor în efortul fizic, la antrenament. În 90, după Revoluție, am putut să ne mișcăm și noi în învățământ. Altfel eram legați de glie. Nu se putea face niciun transfer în învățământ. Am venit la Târgu Mureș și am optat pentru Clubul Sportiv Școlar Târgu Mureș, unde după câțiva ani am ajuns la echipa întâia a Clubului Sportiv Școlar. Clubul Sportiv Școlar Târgu Mureș avea două echipe înscrise în campionat. Și de aici s-au ridicat componenți de lot și am lucrat foarte bine alături de colegul meu, Franț Ioan. Acum dânsul este pensionar. Abia aștept și eu să devin pensionar anul viitor, că s-a împlinit vârsta. Dar de la Târgu Mureș ați ajuns și la Reghin, să spunem și asta. Da, la Reghin, la Târgu Mureș, da, tot așa în urma unui accident, am fost nevoit să trec la catedră din cauza că mi-am rupt tendonul lui Ahile și nu mai puteam urmări echipa în cantonament, în deplasări, deci așa mai destul de greu. Recuperarea fiind mai îndelungată, mi s-a propus ca să trec la catedra de educație fizică a colegiului Traian Săbulescu Târgu Mureș. Și acolo am lucrat până în 2007, când am venit la colegiul Lucian Blaga, la liceul Lucian Blaga. Cu siguranță că și activitatea la catedră are părțile ei interesante, are satisfacțiile ei. Da, sunt competiții școlare care te ajută, te apropie de Clubul Sportiv Școlar. Lucru care aproape că îl uitasem. Drept pentru care am primit echipa de fete, basket fete, a liceului. În primul an n-am reușit la județene decât locul 3, parcă. Al doilea an am luat locul 2 și al treilea an am luat locul 1 pe județ. Dar la Sibiu, la zonă, am picat pe locul 2-3, nu știu mai zis. Destul că anul ăsta cu echipa de fete am reușit să obținem liceul nostru să iasă pe locul întâi pe țară, să câștige Olimpiada Națională a sportului școlar. La Botoșa. Este un rezultat foarte bun, este o performanță până la urmă. Da, să fii campion olimpic este ceva.
Sigur că aici spune cuvântul și pregătirea fetelor. Poate multe dintre ele fetelor, și-au dedicat ani de zile acestui sport. Da, meritul pregătirii lor este a domnului Moldovan Răzvan și a lui Voș Georgeta, Voș Ioan. Și Georgeta și Ioan. Care și anul ăsta au zis că sunt fete pregătite la liceul tău care sigur o să iasă iarăși pe locul întâi. Eu tot așa mergeam și eu cu echipele de la liceul Unirea sau de la școli generale din Târgu Mureș, mergeam cu voliul la turneele astea zonale, finale, dar nu eram reprezentantul echipei, pentru că profesorul de sport trebuia să răspundă de echipa care participă în campionatul școlar. Dar foarte, foarte mult anul ăsta m-a ajutat domnul Moldovan Răzvan. Până la urmă, orice sport combinat cu învățătura la această vârstă este foarte bun. Care a fost sportul dumneavoastră preferat? Și vă întreb asta pentru că ați reușit să-l cunoașteți și din spate în calitate de antrenor. Schiul, bineînțeles, schiul este un sport individual. Schiul, acolo nu, nefiind sport de echipă, schiul, nu ai probleme de tactică. Deci să aplici o tactică specială. Dar dacă sportivul este pregătit și sportivul sigur vrea să ajungă campion, atunci, după ce îi dai drumul de la start și a recunoscut în prealabil traseul de slalom, deja ești eliberat. Știi că ori va cădea, ori va câștiga concursul, după câtă pregătire are, tehnică. Dar dintre sporturile de echipă? Sportul de echipă, basketul, voleul, la fel, dar este foarte greu de învățat. Deci îl înveți în o perioadă mai lungă, după care sportivul nu se mai lasă. Este, cum să zic, topița este un exemplu. În topița este sportul preferat din cauza că toate școlile fac volei. Și antrenorii sunt doi frați. Macare Ovidiu, Macare Marius, care, și Ovidiu este acum la lotul național de seniori, antrenor la băieți. Și acolo toate fetele și băieții fac ori schi, ori vole. Aici la noi la Reghin sunt mai multe sporturi, fotbal, mai basket. Fac basket, handbal, s-a făcut ceva volei mai cu vreo 20 de ani la Mampel, parc, în fine. Deci asta două, schi, să zicem trei. Și nu, toate sunt frumoase, până la toate sporturile. Da, doar că trebuie să-l găsim pe cel care ni se potrivește. Eu cred că povestea dumneavoastră e o dovadă clară că merită să facem sport, că trebuie să facem sport pentru binele nostru, pentru sănătatea noastră, pentru starea noastră de bine până la urmă. Mult succes în continuare, da. Indiferent de ce veți alege să faceți mai departe, pentru că odată ce ieșiți de la catedră nu înseamnă că nu mai puteți antrena. Da, mi s-a propus să... Eu am o cabană lângă Topliță, la Stânceni, și directoarea, fosta mea jucătoare, a zis că dacă termin, poate îmi dă o grupă de vole să o pregătesc. Grupa de începători are 3 antrenamente pe săptămână. Atâta pot să-mi permit. Deși sperăm să mă lase și vârsta.